Această problemă a existenței atlanților a fost reluată în mod deosebit la începutul acestui secol de cercetările unui mare specialist de talie internațională, care, făcând anumite descoperiri, a relevat faptul că, într-adevăr, a existat nu numai o populație deosebită a atlanților, ci chiar o civilizație anterioară civilizației noastre, realizată în decursul unor epoci îndelungate, în special în zona spațiului atlantic american. Sigur că de la Platon încoace a fost mereu tot felul de descriere, tot felul de imaginări asupra existenței reale acestei populații, dar în mod științific, în mod doct, neexistând descoperiri care să demonstreze reala existență a unei civilizații anterioare, mereu tema a fost evitată și chiar eliminată din discuțiile științifice. Se pare însă că mai există și un alt aspect. Pe undeva nu s-a dorit la nivel științific să se evidențieze reala existență a unei civilizații anterioare, fiindcă o astfel de ipoteză ar fi deranjat întru totul schema științifică actuală, care prezintă existența omenirii pe undeva cu câteva milioane, doar cu câteva milioane înainte de noi, ca provenind prin evoluție biologică, fie de la maimuțe, fie, cum era o altă variantă, de la un anumit urs și așa mai departe. Atunci, sigur că această schemă doctă actuală, ea fiind demonstrată prin diferite descoperiri de oseminte ale hominizilor din diverse epoci care ar fi existat pe Pământ, în special în Africa, dar și în Asia, a rămas în vigoare și deocamdată, pentru marea majoritate a oamenilor, existența reală a atlanților este încă legendară. Dar vorbeam de un specialist de talie internațională care a făcut anumite descoperiri cu totul și cu totul deosebite și, citind traducerea care a fost realizată acum câțiva la noi în țară, am fost incitat pur și simplu să scriu o nouă carte în acest domeniu, fiindcă, într-adevăr, modul în care a prezentat medicul rus Ernst Muldashev descoperirile sale demonstrează efectiv că există dovezi materiale profunde și foarte importante în privind existența reală a unei civilizații anterioare a atlanților și chiar mai mult decât atât. Cartea respectivă a apărut recent, într-adevăr, la editura Polirom și am prezentat, pe de-o parte, ideile și cercetările făcute de acest medic, care, sigur că, vin și ridică un voal care a acoperit foarte multe aspecte tainice din istoria omenirii. Practic, cum s-a derulat întregul șir de activități acestui medic pentru ca ajunge să ofere omenirii un mare secret, o mare taină explicată la nivel științific. El, fiind de specialitate oculist, studiind tipologia fețelor diferitor rase existente pe Pământ, a constatat că, de fapt, există o anumită simetrie concentrică care ar fi evidentă în dispus pe planetă ca tipologie de populație actuale. Și, mergând pe această idee, a constatat că, de fapt, partea din centru din care ar fi radiat tipul esențial, tipul biologic definitivat, ca să spunem așa, perfecționată al omului din omenirea actuală, ar fi fost pur și simplu din Tibet. Prezentând acest lucru la nivel de cercuri științifice, de nivel internațional, i s-a acordat anumite fonduri pentru cercetare și a plecat în nordul Indiei și în Nepal pentru a face cercetările respective, urmând ca acolo să își verifice ipoteza în care a emis-o pe
de-a lungul câtorva ani de cercetări de specialitate oftalmologică și antropologică. În Nepal a avut surpriza să constate existența pe turnurile unor temple reprezentative, cele mai mari temple din capitala Kathmandu, a unor picturi care reprezentau un segment din fața unei ființe umane, a cărui aspect era diferit oarecum de aspectul ființelor umane existente pe pământ. Și diferența consta pe de parte că lipsea nasul și avea un fel de valvă, iar la ochi avea o pleoapă superioară, era mult extinsă peste globul ocular. Și încercând să reproducă tipologia acestui om care era sanctificat în zona respectivă și era considerat ca cel care a salvat actuala omenire de la pieire, el a realizat o pictură, un desen, o schiță care reprezenta tipul de om reconstituit după picturile de pe acele temple. Și ducându-se la diversi oameni de știință și chiar în temple erau diversi înțelepți cu o cultură deosebită și arătându-le desenul respectiv, toți dintr-o dată au rămas sesizați. De una e dumneatale această imagine, fiindcă acesta este un mare secret. În momentul în care a aflat că este un mare secret, sigur că grupul de cercetători au dorit să afle cu mult mai mult și au cerut explicații de în ce constă secretul respectiv. La început s-a refuzat orice explicații, dar umblând din locaș în locaș, cum vorbiți tot la nivele de erudiții deosebită, treptat a aflat că această tipologie, această pictură existentă pe templele budiste din Nepal, de fapt sanctificat pentru faptul că ar fi salvator omenirii, ar exista, a fost văzută efectiv de pictorii care au pictat acele turnuri și că undeva ar exista încă și la ora actuală astfel de ființe care însă nu sunt în mediul uman obișnuit, ci s-au retras undeva în munți într-o stare cu totul și cu totul deosebită din punct de vedere biologic. Și anume, sunt ființe care ar fi aparținut unei rase anterioare, rase anterioare care știa la un moment dat că ajunsese la nivelul de civilizații care e permis să determine faptul că va urma un cataclism extraordinar în care va fi implicat și planeta noastră și că va urma o distrugere totală pe suprafața Pământului și fiindcă își dădeau seama că fondul genetic al omului totuși a fost o creație inițială care nu trebuie să fie distrusă și care a fost realizată cu mari eforturi de-a lungul unor epoci întregi anterioare, s-au hotărât ca să găsească un mod de conservare a fondului genetic uman, sacrificând câteva ființe umane în acest scop. Și anume, în ce a constat acest sacrificiu? Prin eforturile de gândire ale anumitor persoane care aveau o instruire spirituală cu totul deosebită, s-a ajuns treptat să obține starea de așa zis samadhi, care este starea în care orice ființă care este de un nivel spiritual deosebit poate să stăpânească toate procesele biologice și prin ajuns la această stare, exemplarele de oameni care reprezentau civilizația și care s-au sacrificat ca să devină conservatorii specii umane, s-au trecut într-o stare, din starea de samadhi, de blocare totală a funcțiilor biologice, o anumită petrificare a ființelor lor, a trupurilor lor, fără însă ca trupurile să moară, ci există posibilitatea ca atunci când sufletul respectiv care rămânea lângă trup dorea să se revină la viață, să poată să revină și să reia viața biologică. În acest mod, în Tibet și în nordul Chinei, și în nordul Indiei, pardon, și în unele zone din China, s-ar fi retras astfel de ființe care au stat adăpostite acolo
atunci când a venit marele cataclism planetar care a distrus efectiv civilizația atlanților. Și după ce s-a reechilibrat mediul planetar și a revenit la condiții de existență biologică normală, atunci, într-adevăr, aceste ființe au ieșit din starea respectivă, fiind sufletele lor erau permanent conștiente și au devenit noi genitori ai actualei omeniri. Deci actuala omenire provine de la acești genitori care s-au sacrificat acum câteva milioane de ani, efectiv câteva milioane de ani, pentru a păstra codul genetic. Și în această carte, acest doctor care a făcut aceste cercetări și a ajuns chiar în situația să pătrundă într-o astfel de peșteră, care era totuși păzită prin energie cu totul speciale, a ajuns la concluzia că, de fapt, acesta este cel mai mare secret al omenirii.